Mănăstirea pentru bărbați Saharna este situată la 120 km de Chișinău. Amplasată în trei nivele, mănăstirea este împrejmuită de dealuri pe alocuri acoperite cu pădure. Istoria complexului monahal Saharna înscrie mai multe veacuri. Fondată în anul 1776 de monahul Varfolomei Crivoruci, mănăstirea reprezintă un complex de construcții, biserica de vară Sfânta Treime, biserica de iarnă Adormirea Maicii Domnului, unde se păstrează moaștele Sfântului Cuvios Macarie, chiliile călugărilor și capela Maicii Domnului cu icoana Făcătoare de Minuni. Această icoană este o copie. Originalul ei se află pe Sfântul Munte Athos în Grecia. A început să fie făcător de minuni originalul, vorbesc despre original, deci icoana din Athos, începând în anul 1863. Se află în schitul moldovenesc, schit care este subordonat din punct de vedere administrativ Marii Lavre, lavra principală din Republica Monahală a Sfântului Munte Athos. Ne-am ales-o și am declarat-o cinstită locală în mănăstirea noastră, este icoana Maicii Domnului. Se săvârșește în fiecare duminică acatist cu plecări de genunchi în fața acestei icoane. Mai avem două icoane pe care le cinstim foarte mult călugării din Saharna. Este vorba de icoanele care împodobesc pronaosul bisericii noastre de vară, icoana Maicii Domnului numită Tânguirea și icoana Crucificării sau Răstignirii, două icoane de la sfârșitul secolului al XVIII-lea. Ce este miraculos la aceste icoane este faptul că în icoana Maicii Domnului, în obrazul Maicii Domnului chiar, s-a proiectat chipul Domnului Iisus Hristos începând cu anul 2000. Din ce în ce mai mult, cu fiecare an, și astăzi se vede foarte bine, e posibil ca sub această icoană să fi fost altădată pictată icoana Învierii Domnului, pentru că așa presupunem noi. Însă, unele părți ale icoanei a căzut deja pictura și se vede că de sub nu e nimic pictat. E o enigmă pentru noi, dar chiar și dacă altă dată ar fi fost pictată icoana Învierii Domnului, minunat este lucru că Învierea iese peste icoana Maicii Domnului Tânguirea. Icoana Crucificării sau Răstignirii Domnului în ajunul praznicilor mari sau înainte de unele evenimente mai importante care au să se întâmple cu noi și nu numai cu noi, cei din mănăstiri sau în general cu țara noastră, cu lumea, se întâmplă că curge mir. Dovadă sunt urmele de care au curs pe această icoană, noi special am pus sticlă pentru ca să putem vedea câteodată picăturile proaspete de mir care apar. Pe vârful stâncii Grimidon se ridică o mică capelă, unde, conform legendei, poate fi văzută urma Maicii Domnului, care s-a arătat Sfântului Varfolomei. Se spune că doar acel care are credință în Dumnezeu se poate ridica până în vârful dealului. În 1776, Sfânta Fecioară Maria Maica Domnului și-a făcut apariția într-o vedenie aici, pe vârful acestei stânci, și i-a poruncit starețului mănăstirii de atunci să construiască mănăstirea numai pe acest loc. Și iată, Maica Domnului, ca să arate lumii că mănăstirea Saharna este construită cu o deosebită binecuvântare și că se va cinsti deosebit numele Sfintei Treimi, adică a lui Dumnezeu, aici în mănăstire, a lăsat încrustat în piatră urma piciorului stâng, care poate fi văzută și până în ziua de astăzi. Un timp a fost pierdută, dar a fost găsită pe la 1993. S-a și construit această mică bisericuță, această mică capelă. Toți credincioșii, devine un simbol, de fapt, al mănăstirii Saharna și al Saharnei în general, pentru că toți credincioșii care vin la mănăstirea Saharna se urcă mai întâi la urma Maicii Domnului și se închină și după aceea coboară în vale spre mănăstirea. O altă atracție a acestor locuri reprezintă mănăstirea rupestră, săpată prin secolele 14-15 în stânca deschisă a pantei din dreapta defileului. Astăzi, viețuitoarele acestei mănăstiri au rămas doar liliecii și vântul care își spune în taină rugăciunea de secole. Devenind neîncăpătoare pentru mulțimea de călugări ce se adunase, starețul hotărăște să construiască o mănăstire mai mare. În 1776 începe construcția mănăstirii Sfintei Treimi, care a durat timp de două secole. După care, în 1969, a fost închisă și aici a fost transferat Spitalul de Psihiatrie pentru Copii. Însă din mila lui Dumnezeu și cu ajutorul unor oameni de bună credință, în 1991, după trei decenii de ascundere a adevărului, lumina biruie întunericul și mănăstirea se redeschide. Astăzi, mănăstirea de la Saharna adună tot mai mulți credincioși.